Bun, dragilor, CFR Cluj câștigă un meci dificil la, la, la Shepsi, însă nu știu cum ar fi fost meciul dacă Boema nu ar fi fost eliminat și mai ales în ultimele minute, cum, cum s-au desfășurat, au fost, nu am înțeles această retragere a CFR-ului, teamă pe care a arătat-o mai ales în Dumnezeu și a riscat foarte, foarte mult. Au lăsat mingea să cadă la niște degajări care până la urmă ce de la Sepsi așa au jucat ultimul minut ținând cont că jucau și în 10 în 10 oameni, însă nu avem foarte multe de analizat, nu sunt foarte multe lucruri de spus pentru că în prima repriză foarte puțin meci care s-a jucat așa ținând cont și de fric și de teren și de acțiunile celor de la Șep și unde într adevăr au pus o presiune și ce a a ținut în prima repriză să se apere, un lucru pe care l-am văzut, așa cum o să îl pun aici ca și banner. Uh, Costache din nou este decisiv pentru CFR Cluj, dar asta din a doua repriză. Dacă uh, Adrian Mureșan pierdut de și posibil, posibil, dar uh, prima repriză Adrian uh, l-am văzut așa pe Costache, care normal CFR Cluj uh, joacă într-un 4-3-3, de data asta a fost Hoban cu Djokovic, l-a ținut pe Costache, nu mai retras în prima repriză iar pe Djokovic și cu Debeliu încercau să vină pe cei doi fundași centrali. S-a și văzut în momentul în care l-a ținut destul de jos pe Costache foarte puțin acțiuni. În momentul în care, în a doua repriză, deja lucrurile au mers mult mai bine și de unde a apărut și golul cu Costache care joacă din nou în linia de trei, mai sus a venit cu acea pasă de gol pentru, pentru Debeliu. în rest, în rest, destul de, destul de slab. Așa cum a spus Sepsi, care o echipă bună, o echipă la care mă așteptam să văd mai multă agresivitate. Au fost niște dueluri agresive pe, pe teren, însă Boema, dacă vorbim de eliminarea lui Boema, a fost primul galben din punctul meu de vedere acordat prea ușor, iar al doilea, într-adevăr, luat prostește. Dar haideți să vedem un pic ce am scos eu în evidență, unde cred că aici și Ciobi și Manea n-au avut un joc tocmai bun și am văzut mai ales în ultimele minute ocazia pe care a avut-o în, în, prima repriză cu Ștefănescu 1-1 cu Bălgrădenu a fost ok, o, de, o deviere nefericită a lui Manea. Însă, în a doua repriză, ocazia pe care Sandomierski a scos-o este pentru că o degajare lungă niciodată, ca și fundaș central, nu este bine să lași mingea să cadă. Chiar și dacă degajezi, degajezi în lateral, dar nu lași mingea să cadă pe o minge care vine în spatele tău. De acolo este ocazia. După care, la un minut, din nou, Ciobii cu Manea, practic, Sara Mândoi, cu același adversar, iese fază periculoasă. Minutul 88, de uh, nu, minutul 84, Carnat, nu am înțeles de ce, când a scăpat aici, în zona asta, Carnat cu Debeliu, nu s-a dus el să finalizeze și pur și simplu se vedea, practic se vedea că este în, în offside, practic a anulat această, această ocazie. După care Debeliu face faultul ăla destul de uh, proste la fel în fața, în fața careului, cu multe emoții. Multe emoții, ceea ce în 10 oameni sepsii ar fi trebuit CFR Cluj să țină mai mult de mine, să scoată mai multe faulturi și să nu-i aducă singur uh, și au făcut ultimele minute meci greu cei de la CFR Cluj. Însă, trei uh, puncte. Uh, sunt acolo lângă lângă FCSB și uh, cele două echipe merg umăr la umăr în continuare pentru lupta la titlu, pentru intrarea în play-off. Cu siguranță asta nu o să fie o problemă, însă o să vedem în play-off. Uh, Pifi, da, ai ai uh, notat bine. Susici, nu aș putea să spun că este cu două clase, dar e clar că Manea a jucat foarte puțin ultimul timp. susici, cel puțin din punct de vedere și ofensiv, și defensiv, acum în acest moment este peste Manea. Deci uh, Cam, cam, așa stau situa stă situația în această zonă. Vreau, dragilor, să vă spun câteva lucruri și despre dacă se va. Um, pentru că am înțeles din presă s-a făcut ofertă pentru un mijlocaș ofensiv de 23 de ani, un sârb, Lazar Tufek, zici. Uh, o ofertă de 800.000 de euro, să vedem dacă este reală. Un jucător la care, uh, cu niște cifre impresionante, tânăr, 23 de ani. Uh, dar care CFR Cluj, să zicem așa, se bate cu Union Berlin, Getafe și Udinese. Păi nu știu dacă pentru un jucător sârb, așa cum este el, să aibă oportunitatea să meargă într-un campionat puternic, va veni la CFR Cluj sau în România. Însă vom vedea dacă această ofertă este concretă. Însă, până la urmă, CFR din nou, aceleași cum să spunem așa, nu e o claritate încă, încă suferă pe faza ofensivă. Defensiv, așa cum am spus, se vede că nu este Vinicius. Astăzi Manea n-a făcut un joc tot mai bun. Ciobi este un jucător tânăr, face greșeli, să spunem așa, de începători, așa cum am spuneam, cade mingea, nu respinge, se complică, nu comunică cu Manea, așa cum am văzut la faza când au sărit amândoi la minge înaltă. Dar, până la urmă, sunt trei puncte pe un teren dificil contra unei echipe foarte uh, bune din punctul meu de vedere. Uh, Ce și-a atins obiectivul de astăzi și asta cred că e cel mai important. Uh, Cătăce, uh, Cred că ești listă, după că Bohema nu știa cum să ia roșu încă din prima repriză. Noi exagerăm. Într-adevăr, două atacuri destul de uh, aiurea. Dacă după primul, la primul galben, din punctul parcă prea ușor i-a dat și Hațegan, al doilea, într-adevăr, a fost luat prostește. Uh, îmi pare rău de Ștefan, jucătorul celor de la Șepși, pentru că într-adevăr este o accidentare urâtă, urâtă de tot. Sper să nu fie de lungă durată, însă la cum, uh, să spunem așa, arăta sau cel puțin ce am văzut, mai ales cu uh, cum se văita de, de braț, posibil să fie o recuperare lungă. Uh, chipciu, oare -și mai revine Chipciu Pifi, acolo e cheia. Uite să știi că în ultimele minute mi-a plăcut. Uh, a ținut mai mingea, se vede. Experiența lui se vede că uh, poate să gestioneze momente puține, într-adevăr, dar uh, așteptările sunt mult mai mari de la Kipciu. Uh, Eu vreau să-l văd pe Kipciu în rolul lui Culio. Dacă este să facem așa o comparație, ce făcea Culio în momentul în care s-a întors la CFR Cluj, așa vreau să-l văd și pe Kipciu. Kipciu, iată, este de aproape un an de zile și nu reușește să devină titular, ceea ce este un semn de întrebare nu știu cum, cum, sunt lucrurile acolo la echipă, dar e clar că nu reușește să devină titular incontestabil. Um, George, a fost greu meciul pentru CF din cauza temperaturii foarte scăzute. Într-adevăr, un meci la minus 10 grade, se vedea și terenul, foarte greu. Șep și, într-adevăr, a venit în prima priză cu un pressing, după care normal s-a schimbat așa Uh, Poli pentru că uh, a luat roșul fundașul celor de la Sepsi uh, și din cauza asta cumva era normal ca CFR să forțeze un pic. Uh, îl remarc, așa cum vedeți și aici în bannerul de jos, Costache. Costache care, uh, surprinzător și mă bucur pentru un jucător care dacă înainte vedeam așa destul de aiurit, cădea jos, se ridica uh, până și reacțiile lui când rata sau primea, îl vedeam uh, cu totul și cu totul în afara meciului, acum îl văd așezat, îl văd un jucător care încearcă să respecte uh, sarcinile tactice, pentru că în prima priză clar a avut o sarcină tactică să nu iasă foarte mult în zona asta ci să facă linia de patru cu Hoban, Djokovic și în partea asta cu uh, Deac. Uh, însă, uh, așa cum am spus, a doua repriză a avut acțiunea asta, într-adevăr, o pasă foarte bună uh, și a ajuns cu această pasă decisivă foarte frumoasă în spatele apărării, unde e foarte greu pentru fundași da, cum a dat aici la întâlnire pentru, pentru Debeliu, însă cred că este pe, pe drumul cel bun. Crește, crește, bine, mental, în primul rând, îl văd o schimbare, ceea ce e foarte important. Var, penalti, minutul 90 pentru CFR Cluj. Hands clar, deci nu mai avem ce să mai comentăm, ce să mai vorbim. Să vedem dacă și anul ăsta va intra sau anul viitor, în playoff, de fapt, așa spun că în play-off e posibil să se facă uh, cu var. Uh, Radu gata, nu-ți se pare că echipa din minutul 60-70 nu mai are suflu? Uh, Radu nu e primul meci. Nu e primul meci și trebuie să vedem exact de ce. Avem un Djokovic, avem un Burca, avem un Hoban, avem un Deac, avem un Kipciu, uh, care au jucat, hai să spunem, exceptând Chipciu, uh, au jucat ani de zile, meciuri, 3-3 zile, deplasări, ceea ce nu este ușor. Nu este ușor și asta se vede. E clar că aici mai trebuie lucrat. Din păcate, nu neapărat că din păcate, dar vedem o abordare cam aceea ca a lui Dan Petrescu, fără să riște foarte mult. Era un teren dificil. Deci, hai să spunem că ăsta a fost cu totul și cu totul special, pentru că era terenul minus gradele multe și cumva. Dar cu clinceni am văzut ceea ce își dorește uh, Eddie, să construiască mai mult, să vină cu o presiune mai mare în terenul advers. De data asta nu s-a întâmplat uh, în prima repriză. Bun, echipa Nare are că nu a fost în Antalya. Nu au avut un pe de un an jumate. Uh, este adevărat și asta, uh, este adevărat și asta pentru că țin cont de pandemie din iunie, de când au început pregătirile, iau, -te, suntem deja în ianuarie și n-au avut o perioadă de acumulare. Acum încearcă să se mențină, să încearcă să se încearcă cumva să ai săptămâni în care să ai un volum mai mare după care să îl scazi, însă asta este, este o perioadă dificilă pentru, pentru toată lumea. Fabrini, George, Fabrini la CFR. Ar fi un jucător, ar fi un jucător, un plus în plus, mai ales pe faza ofensivă, acolo unde CFR chiar suferă. Suferă din punctul ăsta de vedere, pentru că uh, nu, nu, nu sunt jucători nici de nici pe un. Uh, dacă nu le merge jocul, nu are cine să ofere aceste pase, uh, ultima pasă. Uh, Nicola a scris: Culio era motorul echipei. Deocamdată nu văd pe nimeni să-l lucrească. Într-adevăr, uh, acolo, eu în rolul îl vedeam. Nu l-aș pune pe chip în bandă, pentru că e clar că nu mai are nici Culio. Culio, când era în, vremurile lui bune, îți făcea toată banda și îți venea acolo pentru că avea travaliu. Chipciul la fel, el vine tot timpul în zonă laterală, dar el acolo nu mai poate. Adică se vede că nu are pasul de alergare, să... de asta și Deac cumva, de asta și cum cumva vin mai mult din zonă centrală, pentru că aici este mult mai ușor de gestionat. În bandă, trebuie jucător care să-ți are, să spunem așa, banda laterală. Bună dragilor, mulțumesc că sunteți aici cu mine, nu uitați, abonați-vă la, la canalul meu de YouTube și ne vedem la următorul live Nu uitați, marți, la viitorul cu FCSB, este podcast cu Cătălin și invitații noștri Până atunci, dragilor, am mers să nu piardă, poate Adrian, cred că e greu să spui că CFR merge să nu piardă CFR este o echipă care... Dacă știa campionatul, dar joacă așa cum a fost învățată până acum. Aici durează până când Eddie va încerca să-și arate, nu știu, cum vrea el să abordeze. Dar deocamdată este destul de greu să schimbi. Bun, dragilor, nu uitați, ne vedem la următorul live. Următorul live va fi marți, podcastul cătălin și cu invitații noștri Până atunci grijă de voi și nu uitați, abonați-vă la canal de rada o tot timpul rămâneți activi.